Ca urmare a controlului curții de conturi, s-a trimis adresă către Direcția de Patrimoniu pentru inventarierea pe categorii de folosință, către direcția, către OPP, spre soluționarea, pentru că OPP-ul este forul... M-am încurcat. Așa. Investițiile în curs au fost reinventariate conform dispoziției curții de conturi. Nu s-au luat măsuri de virare a obligațiilor bugetare, deoarece, în acest moment, competența de soluționare aparține Tribunalului Prahova, pentru că a fost atacată decizia Curții de Conturi la Tribunalul Prahova, iar aceasta a suspendat această decizie. Mai mult pe acest punct au insistat cei de la Curtea de Conturi, deoarece acești bani trebuiau... Bine, e un pic cam ambiguă. În momentul în care ați luat astfel de măsuri, pentru ce a fost votată hotărârea de astăzi? Dispoziția Curții de Conturi a fost ca aceste măsuri să fie luate până la o anumită dată. Ce dată? Decembrie... O secundă. Nu știu ce dată, o secundă. 1.12.2009. 8-a. Și au fost luate până la data asta? Da, după cum am spus, au început să se ia aceste măsuri, dar vedeți dumneavoastră, eu am venit mult mai târziu după ce Curtea de Conturi a încheiat controlul.